Accident înfiorător într-o localitate din Telorman. O mașină în care se aflau cinci tineri a fost lovită puternic de un tren, iar o fată de 16 ani a murit pe loc. La volan se afla o tânără de 19 ani din videle care abia luase permisul. La o trecere dublă de cale ferată, fata nu s-a asigurat și a încercat să treacă, iar mașina a fost lovită de locomotivă. Victima care a decedat pe loc era în față, în dreapta șoferiței. O altă pasageră, tot de 16 ani, care stătea în spate, este în stare gravă la spital. Doi băieți de pe bancheta din spate, de 20 și 16 ani, au fost răniți ușor, iar cea care se afla la volan s-a ales de asemenea cu mai multe traumatisme. Poliția continuă încheta.